Bună ziua, mă numesc Cristin Ioana Alexandra și facem acest material pentru cititorii Observatorului Prahovean. O să fac o mică demonstrație despre ce înseamnă florile de hârtie. Aceasta este o hârtie creponată floristică pe care în acest moment o modelez și modelând așa cum vedeți dumneavoastră în imagini, o să obținem forma unei petale, care ulterior, îmbinată cu alte petale, o să ducă la rezultatul unei flori, sper eu, care o să vă încânte pe dumneavoastră și mulțumesc foarte mult! Hai să povestim cum ai început să pornești pe drumul ăsta cu pasiunea pentru flori din hârtie. Da, am început în 2016, dorindu-mi foarte mult să nu fiu o mămică care se plafonează, pentru că începeam perioada de sarcină și de prenatal. Știam că o să urmeze să stau foarte mult acasă și îmi doream să am o ocupație care să mă țină cât mai activă, evident anterior fiind o persoană foarte activă. Și m-am apucat de flori, să fac flori. În primul rând, înainte de toate, studiind foarte mult acest aspect al florilor, în primul rând pe partea de handmade, cât și cel de flori naturale, pentru că eu lucrez și cu flori naturale, cât și cu flori de hârtie, creând obiecte cât mai de durată. Și prin acea perioadă am început să dobândesc și cunoștințele necesare, nu s-a rupt, doar s-au desfăcut, ca să mă pot practic orienta în direcția dorită de mine. Și am descoperit, în primul rând, că este și o pasiune imensă pentru mine și este și un mod de a trăi. Deci, practic, în momentul de față este singura mea sursă de venit și micul meu puiuț, așa îi spun eu. Deci foarte tare, e oportunitate și de business, da? Da. Tu ești de fel din... Din Moreni, Dâmbovița. Am locuit în București 13 ani, dar m-am întors în momentul în care am decis să aleg drumul de a fi mamă singură și am avut nevoie de un oraș mai micuț unde să mă pot mișca mai rapid și să pot avea grijă eficient și de fetița mea și să-mi pot duce mai departe și partea de business. Însă noi, trăind acolo și eliminând foarte multe aspecte dintr-un oraș mare cu trafic aglomerat etc., avem posibilitatea să oferim și alte beneficii clienților, de exemplu transportul. Transportul este asigurat, deci clientul nu-și mai pune problema cum ajunge să intre în posesia produsului comandat. Și cred că ați observat deja, am făcut câteva petale. Ele trebuie să fie modelate cât mai, deci să vină ondulate, da? Se trage de hârtie astfel încât să simțim că se ondulează și că ia forma efectiv de petală. Apoi, la final, o să vedeți că eu aici, pe partea de jos, pun lipici, astfel încât ele să vină exact așa, unite între ele și, la final, să formeze o floare, un întreg. Dar, înainte, trebuie să le modelăm pe absolut toate. Noi îți urăm succes și abia așteptăm să vedem ce să iasă după toată această muncă. Succes! Mulțumesc foarte mult!